cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, afară mai fulguiește, deci suntem în plină primăvară, după cum vedeți. Așa, o nouă emisiune la cafeaua de dimineață. De puține ori mai ai ocazia să faci emisiuni cu foști, așa se spune. Te dăm de unul care fu, gata, nu se mai uită înapoi și pleacă. De data aceasta am insistat, bine, n-am fost foarte convingător, că dacă eram convingător, mergeam mai repede cu emisiunea. Și în emisiunea astăzi o avem pe doamna Florentina Luca Moise, fost inspector școlar general, fost membru PSD, fost consilier local din partea PSD, actualmente consilier local, dar nu știm încă exact cum e. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Ați venit cu zăpada, cu fulgii de zăpadă. Fulgii. Cum vă simțiți în postura asta de fost? La fel ca și în momentul în care eu eram. Adică? Pentru că mie îmi place să fiu. Aolea. Să exist. N-aș începe cu de ce s-a întâmplat aia și aia și aia și aia. Eu aș începe discuția noastră din alt loc. De ce? După ce v-a exclus PSD-ul din partid, mă rog, nu știu dacă ați contestat, dacă nu, o să vorbim. În câteva zile ați fost și schimbată de la inspectoratul școlar Neamț. Că eu știam că dacă nu sunt numiri politice. Da, că cred că în întrebarea dumneavoastră ați abordat trei chestiuni. Am fost exclusă din organizația PSD Neamț. Nu am primit acea comunicare tocmai pentru a duce documentul mai departe. Am dat în judecat organizația PSD și în speță cel care a anunțat public faptul că am fost exclusă din cadrul organizației. Am încercat să găsesc explicații logice asupra acestei decizii, pentru că, dacă ne amintim bine, excluderea mea a fost anunțată printr-o postare publică pe pagina domnului președinte Vasilică Harpa și printr-un comunicat de presă, bineînțeles, asumat tot de conducerea organizației. M-au sunat colegii de-ai mei, primari, după acea ședință online, în care am fost exclusă, ședință la care nu am avut posibilitatea să particip, să mă apăr. Statutar vorbind, am contestat această decizie pentru că nu are o logică, nu are o coerență, nu a fost o decizie transparentă, ceea ce de fapt denotă clar haosul din PSD la ora actuală. O secundă, vă rog să verificați un pic sunetul, avem o problemă pe sunet. Dacă e vreo chestiune, revenim. Continuăm noi discuția. Da, deci, vă rog. Da, m-au sunat, cum v-am spus, mulți colegi, președinți de organizații locale și primari, pentru că nici ei nu au înțeles cu exactitate ce s-a întâmplat practic în acea ședință online. Din ce am înțeles, nu s-au prezentat cauzele, doar efectul programat de astfel de președintele organizației, de domnul Harpa, care i-a întrebat doar atât. Se opune cineva? Fără a ști la ce se opun colegii mei. Din punct de vedere organizatoric și legal a acelei ședințe, consider că asupra mea s-a făcut un abuz. Nu am avut ocazia să mă apăr, am fost exclusă de pe toate grupurile de comunicare, imediat după ședința Consiliului Local, din data respectivă.
La ora actuală nu am primit nicio comunicare oficială de la colegii mei din PSD pentru a ști exact motivul excluderii mele. Da, v-am mai gândit să contestați așa ceva? Poftim? Să contestați excluderea asta? Am și contestat-o, dar nu am documentele necesare, că tocmai pentru a-mi arăta clar intențiile viitoare. Mulți colegi primari m-au încurajat în acest sens. Eu știu că e o chestiune de control asupra unei organizații pe care o conduci, dar e una să conduci coerent, într-o logică, respectând statutul, și e alta să acționezi după propriul plac. Adică, noastră, în momentul în care se ajunge la conducerea unor partide politice, și nu numai, pentru că nu trebuie să confundăm lucrurile. Și partidele politice sunt și există prin oameni, prin doctrină și prin oameni. Ori scopul nostru ca și oameni politici e unul singur, interesul cetățeanului, ceea ce poți face tu bun pentru oamenii din jurul tău, tocmai pentru a veni ca și sprijin. Se pare că se confundă la PSD Neamț această chestiune și că totul a devenit un cerc de interese fără coerență și fără o logică. Nu mai spun de faptul că vă mărturisesc sincer în comunicatul de presă și probabil o să merg în instanță și cu acest fapt, pentru că mi s-a au adus acuze foarte grave că nu am respectat disciplina de partid. Eu sunt un om disciplinat, sunt un om care nu a făcut nimic împotriva partidului și a colegilor mei. Atât timp cât mă aflu într-un loc, încerc să-mi fac treaba cât se poate de bine. Am dovezi în acest sens, iar granița între viața de partid și membru a unui partid politic și responsabilitățile pe care le am în cadrul Consiliului Local ca și consilier local, această graniță este atât de fragilă și la limita legii, încât fiecare, pentru fiecare gest, trebuie să-și asume și consecințele. Eu am mers în Consiliul Local pentru a-mi exercita dreptul de ales local. Am un jurământ depus în ziua în care am fost investită ca și consilier local și consider că nu am greșit cu absolut nimic față de partid și față de doctrina partidului, am respectat statutul. Bun. Acum haideți să intrăm un pic în niște amănunte. Practic, poziția dumneavoastră atunci în ședința de consiliu. De fapt, au fost mai multe ședințe, că a mai fost una înainte și așa. Cum o explicați? Domnule Hrăduș a intrat în PSD. Mă rog, și-a exprimat dorința să intre în PSD. Dumneavoastră erați șefa grupului PSD de consilier local, da? Argumentul dumneavoastră care a fost principal, să ne reamintim, eu îl pot înțelege. Domnule Hrăduș era cel care balansa cu votul, adică înclina votul spre coaliția care era atunci. Vorbim de aceeași incoerență. În ultima perioadă, domnul președinte Harpa, pe toți cei care i-a adus în partid, i-a numit coordonatori, ori de județ, ori de municipiu, reședință de județ, ceea ce, nu știu, probabil are o logică și o coerență a dumnealui, doar de dumnealui știută, nu ni s-au explicat aceste aspecte, care este plus valoarea adusă unei organizații.
și ce pot să facă bun pentru proiectele unei organizații, a unei echipe. Nu l-am văzut niciodată pe domnule Hăduș în cadrul unei ședințe la organizația PSD Piatra Neamț. I-a dat statutul de coordonator într-un birou politic județean, în care am fost și eu prezentă, și și-a arătat brusc susținerea pentru domnule Hăduș. Cu tot respectul pentru domnule Hăduș, nu cred că e în calcul și vorbim despre omul Alinie Hăduș. Eu vorbesc despre o coerență politică și, bineînțeles, și administrativă a municipiului Piatra Neamț. Da. Deci, practic, v-ați dus acolo. Nu l-am văzut niciodată pe domnul Hăduș la o ședință de partid. Nu mi-a explicat cu ce poate veni bun ca și proiect pentru organizația PSD. Totul se întâmplă într-un cerc restrâns, într-un grup de interese în zona Târgu Neamț. Ce se discută seara se aplică dimineața, fără ca cei din organizația PSD Neamț să cunoască. Bănuiesc că are un scop cu această mutare, aducerea domnului Lehăduș în organizația Neamț. Dar nu l-am cunoscut la momentul respectiv. Ori în momentul în care eu m-am prezentat în Consiliul Local, ceea ce este un drept al meu, nu cum și-a dorit încă de la început domnul Harpa și Andovez în acest sens, în momentul în care am fost sunată chiar de dumnealui, apoi de secretarul partidului, prima dată să intru de la sediu online, apoi să ne conectăm online, să nu fim prezenți, ori încrederea în membrii unei echipe este cât se poate de firească. Eu i-am acordat încrederea domnului Harpa în momentul în care l-am votat ca și președinte. Și dumnealui trebuie să aibă încredere în membrii organizației. Suntem oameni vechi în partid, oameni care au muncit, oameni care au investit atât resurse financiare cât și resurse temporale. Și la un moment dat au fost și sacrificii, campanii electorale, un crez comun, proiecte comune, pentru că nu am făcut haotic politică. Noi am intrat în politică, eu una am intrat în politică pentru oameni și pentru interesele oamenilor de zi cu zi, cu care mă întâlnesc, care mă contactează, cu care vorbesc. Care au fost reacțiile celor, ați fost în organizația Piatra Neamț, mult timp ați și coordonată, ca să nu zic altfel. Care au fost reacțiile la firul ierbii? La firul ierbii, reacțiile per ansamblu au fost dezamăgitoare. Și cum v-am spus, m-au sunat foarte mulți colegii primari și și-au arătat regretul. Bineînțeles, poate uneori nu au curajul să-l înfrunte sau să-i spună că a făcut o greșeală sau poate nu poate domnul Vasilică Harpa să asculte și să înțeleagă anumite aspecte. Au fost contactați unii primari în momentul în care ne-am anunțat demisia de la Inspectoratul Școlar și am avut o poziție publică față de cele întâmplate și au fost contactați chiar să șteargă mesajele de pe rețelele de socializare, de susținere și de apreciere asupra mea, ceea ce este urât. Și cred că asta spune foarte mult despre un om. Nu mi-e tipul de ce și cum și ce anume a avut de împărțit cu mine domnul Harpa, pentru că și afirmația mincinoasă din comunicatul de presă. Cum poți să scrii într-un comunicat de presă că în urma plângerii unor primari? Eu am avut o colaborare extraordinară cu primarii. La fel, același motiv l-a invocat și în vară, dacă vă amintiți, că a mai fost un episod în care a vrut să mă îndepărteze din PSD și se știe, a fost public ori eu, ori ea, ori ele, că eram două femei atunci în situația respectivă
Și că la fel s-a întâmplat, băgând la înaintare că primarii, care de altfel sunt oameni onești, oameni care au demonstrat în comunitățile lor și s-au alăturat și au rămas într-o echipă coerentă. Dar, din păcate, acum în PSD Neamț este haos, nu este o echipă coerentă, doar se alargă din comună în comună, nu a prezentat proiecte și un proiect de viitor pentru oameni, ci cum să mai luăm niște primari, cum să-i aducem la noi, practic lipea la vot, știți? Da. O să luăm o pauză scurtă, să schimbăm la valierile, poate se rezolvă problema cu sunetul, să vedem care este situația. O să rog pe Denisa să pună ceva acolo, siglă ceva, să putem întrerupe și să revenim imediat. În direct, sperăm, nu știu, să vedem dacă se aude bine, dacă nu, oricum înregistrăm emisiunea și o să o dăm din nou înregistrată, dacă nu facem altă emisiune cu Ioana Armen, când am auzit cu ce rezolvăm problema de sunet. Asta este, deci să revenim. Am ajuns la momentul în care vorbeați despre modul în care s-a produs această excludere și faptul că, de fapt, asta încercam să înțeleg, este... Nu, deci sunetul tot așa este, noi vom înregistra, ieșim din emisie, înregistrăm emisiunea și o să revenim. Da. Deci, înregistrăm, da? Denisa?
așezăm la o masă a discuțiilor, a negocierilor. Nu am avut conflict cu nimeni. Conflictul a fost inițiat și întreținut de către președintele actual. Există vreun motiv anume? L-am căutat, nici eu nu l-am găsit. Erați văzut în partid ca un fel de competitor pentru primăria Piatra Neamț? E posibil, poate că să se gândească așa. Mi-aș fi dorit foarte mult să se țină de promisiuni. Astăvară, în momentul în care am făcut un pas în lateral, că și-a dorit acest lucru foarte mult, pentru că are un proiect, vorbește despre un proiect încă de la începutul preluării mandatului de președinte PSD Neamț, pe care nu l-a văzut nimeni, nu știe nimeni, nu l-a făcut public și îl așteptam și eu, gândindu-mă că la un moment dat, în sondajele interne, că mă voi regăsi și eu, așa cum și-au dorit colegii mei, așa cum și-au dorit cetățenii. Din păcate pentru mine, probabil din fericire pentru președintele Harpa, nu am fost prinsă în aceste sondaje. Știu că alte partide politice m-au sondat și că cetățenii au spus da sau nu Florentina Luca Moise. Dar faptul că eu nu m-am regăsit în sondaje, chiar dacă a promis în fața conducerii centrale în momentul în care au venit în Neamț și că eu atât am cerut sondaje și să vedem exact fiecare coleg unde stă și ce procent are, pentru că e firesc să fie o competiție internă în fiecare organizație. Există o competiție internă. Dacă nu ar fi o competiție, nu ar fi nici evoluție. Este clar. Și e clar că la un moment dat ideile, proiectele individuale devin comune, tocmai pentru binele cetățenilor. Am înțeles. Deci, practic, de acolo a pornit, de la posibilitatea ca dumneavoastră să ajungeți candidat. Probabil, v-am spus, nu cunosc exact aspectele. Nu, dacă stăm să luăm, cam de aici ar fi părerea mea. Da, și sub umbrela minciunii. Ați fost văzută ca o exponentă a fostei conduceri a PSD-ului? Să fie asta o explicație? Cred că dacă e să vorbim despre fosta conducere a PSD, cred că cel mai apropiat om de Ionel Arsenie a fost Vasilică Harpa. Să ne uităm în istoric și cred că eu am fost un om muncitor, un om care și-a făcut treaba atât la partid cât și profesional, un om disciplinat, cu principii și, că, bineînțeles, și că reguli. Mereu am lucrat în ierarhii, mereu am respectat ierarhiile. Sunt un om disciplinat și în viața de zi cu zi, dar și în viața de partid. Bun. Sunteți un om disciplinat, sunteți un om asumat, ați spus, atât în meserie cât și în politică. Ce faceți de acum încolo? Sunt foarte multe lucruri de făcut. În primul rând am o profesie. Hai să le luăm pe rând. Să le luăm pe rând. Profesional. Profesional sunt la catedră. M-am întors în unitatea de învățământ. Din punct de vedere social, sunt alături de semenii mei, continuăm proiectele frumoase pentru cetățeni. Cunosc foarte bine specificul zonei, atât în județ cât și în municipiul Piatra Neamț. Mi-au scris mii de oameni, e clar că proiectele personale, știți prea bine că am demarat și proiectul din suflet de nemțean, pentru a mă desprinde puțin de partea politică și că știți cum e, politica e în toate. Nu, omenia e în toate. Omenia este în toate. Dar e urmată de politică. E urmată de politică, pentru că mereu am spus că proiectele bune pot fi puse în practică și au un impact mult mai mare într-o echipă. Indiferent că este echipă politică, că este echipă pe plan profesional. Și acasă faci echipă mult mai bună în momentul în care familia este numeroasă. E clar, pentru că suntem
oameni cu capacitate de adaptare, sunt un om cu capacitate de adaptare, un om care ascultă și apoi ia decizii. Deci, profesional, profesional, politic, ce faceți? Evident, viața mea politică nu se va termina. Viața mea politică nu se va termina aici. Voi merge într-o echipă coerentă, cu viziune, cu strategie și proiectele bune pentru cetățenii vor continua. Niciodată nu am vânat funcții, niciodată nu m-am ținut cu mâinile de un scaun. Niciodată, dacă ne uităm de-a lungul timpului, cred că și că evoluția mea profesională, e adevărat că și funcția de inspector școlar general al județului Neamț a fost girată politic de conducerea partidului de la vremea respectivă, de către colegii mei, care cu toții atunci spuneau că sunt un om bun, competent, merit, că și-au mai pierdut așa din onestitate, e cu totul altceva. De aia n-am venit să vorbesc de rău pe mine, ci doar să vorbesc despre unor aspecte. E bine să fie inspectorul școlar general o persoană politică? Acum nu mai sunteți și acum puteți vorbi detașat despre lucrul acesta. Indiferent cine girează pentru tine la un moment dat, cine îți evaluează competențele la un moment dat, cine spune că da, tu mergi acolo sau dincolo, e bine ca în orice instituție a statului să existe la un moment dat concurs. Tocmai pentru a da posibilitatea tuturor celor care își doresc să managerieze, să fie manageri, indiferent care este instituția, posibilitatea unei selecții clare, corecte față de oamenii din subordine și am așteptat acest concurs. Din păcate, de la ultimul concurs la care am participat eu, director la Casa Corpului Didactic, când am avut contracandidați atât implicați politic cât și neimplicați politic, am promovat acel examen și de atunci nu s-a mai organizat concurs. Chestiunea este că munca în învățământ și mai ales pe o poziție de manager a învățământului unui județ nu este nici negociere, nici compromis. În învățământ, singura politică este politica elevului. Asta nu s-a înțeles de către domnul Vasilică Harpa și că a crezut că și-a și demonstrat de altfel prin gestul dumnealui că dacă este la conducerea unui partid politic, președinte la județ PSD Neamț, poate să trimită acasă un om când vrea, cum vrea, pentru că este președinte. Ori această chestiune că trebuie cântărită, trebuie analizată, fiecare instituție are specificul ei, gândiți-vă că urmează evaluare națională, urmează bacaloriat, erau în pregătire două olimpiade naționale, peste 1000 de oameni care urmează să vină în următoarea perioadă. Eu am lăsat totul pregătit și l-am făcut împreună cu echipa coerentă de la inspectoratul școlar, toate pregătite pentru a nu fi probleme. E adevărat că nimeni nu este de neînlocuit și orice partid politic poate să-și trimită o resursă umană, cred eu, bună pentru a conduce, pentru a continua proiecte, pentru a-și impune viziunea și planul de dezvoltare instituțională. Dar cam aici stăm și nu știu, probabil și-a făcut o țintă personală în ceea ce mă privește, pentru că sunt atâtea instituții în județul Neamț manageriate și girate de oameni politici. Să ne uităm la CAS, să ne uităm la alte instituții. Chiar și doamna Harpa conduce o instituție a statului și a fost girată chiar de soțul dumneaei. Adică nu văd, nu
văd această chestiune una clară, corectă și nu am simțit-o în momentul în care s-a făcut acest abuz asupra mea și că mi-a fost comunicată excluderea, culmea. Vă dați seama, în momentul în care reușești să ai un viceprimar la Piatra Neamț, ceea ce și-a dorit PSD, dintotdeauna, să o recunoaște. Da? Pentru că... Teoretic și-a dorit să spună primar, da? Și-a dorit primar, este adevărat. Teoretic, cel dar dacă facem o schemă politică și dăm înapoi timpul și vedem exact numărul de voturi obținute de PSD și să ne amintim că scorul obținut de candidatul de la vremea respectivă a fost mai mic decât scorul obținut de lista de consilier local de la vremea respectivă. Dacă se obținea același scor, probabil că aveam alte configurări politice la piața. Probabil, nu știu, v-am spus, în politică există negocieri. În învățământ nu există negocieri. Bun, acum dacă nu există negocieri în învățământ, spuneți-mi un pic, sunteți mulțumite de ce a zis Atomirul, dar apropo, vor urma oare credeți să schimbări în echipa de la coerentă de la inspectoratul școlar? E posibil să urmeze schimbări în echipa, depinde de ordinele de partid, probabil. Eu am fost o norocoasă că la momentul investirii de mele de la partid nu mi s-a cerut să schimb pe cineva sau să pun pe altcineva într-o funcție, să girez pentru acele persoane. La un moment dat lucrurile s-au schimbat și am și dovezi în acest sens că pretențiile au fost altele. Nu știu și nici nu vreau să mă pronunț. Știu că sunt oameni pregătiți, profesional, buni, au intrat într-un ritm de lucru și dumneavoastră știți prea bine că am vorbit în foarte multe emisiuni despre munca de acolo. Da. Asta e. Când intri într-un asemenea joc, probabil că trebuie să asumi și acest gen de consecințe. Cu siguranță, v-am spus, nu sunt omul funcțiilor sau să mă țin de un scaun, dar știu că nu funcția face un om, ci că omul ține o funcție. La fel cum și la un partid, e adevărat că partidul la un moment dat îți dă șansa să mergi din punct de vedere politic mai departe, pe o listă de consilier local ca și candidat, dar ce n-am face dacă nu am avea oameni pentru acea listă? Eu cred că aici trebuie să ne gândim. Vă vedem pe o listă la alegerile locale? Dacă se va considera că sunt... În echipa pe care spuneați. Dacă se va considera că voi fi o persoană potrivită, cu un proiect coerent, clar sunt sigură că se va ajunge și în acest punct. E foarte interesant ce se întâmplă în politica românească. Mă uitam ieri, se vorbește despre candidați comuni în tot felul de primării. Stau și mă gândesc așa, prin absurd. Da. Printr-o reducere în absurd. Că dumneavoastră nu mergeți spre alt partid, AUR, spre altul, ci rămâneți cumva logic în zona în care ați sprijinit prin vot cumva numirea unui alt viceprimar. Întâmplător este domnul Minuț. Și să spunem că prin absurd intrați în echipa PNL. Eu nu discut acum dacă veți intra, dacă nu. Și ce se va întâmpla dacă, de exemplu, la București, acolo se iau hotărârile, se va spune așa. La Piatra Neamț, PSD-ul nu pune candidat și merge PNL-ul. Cum veți colabora atunci? Va trebui să colaborați cu cei din PSD. Sau cum vor colabora ei cu dumneavoastră? Și în PSD, ca în alte partide politice, sunt oameni cu care se poate discuta, cu care se poate colabora. Și v-am spus, cred că totul este despre proiecte, despre oamenii din jurul meu. E frumos așa, nu, dar nu este frumos. Eu vă spun foarte sincer, în momentul în care am intrat în politică,
face prătiu, poate sunt eu singura credulă de pe pământul acesta, voi fi, nu știu. Dar nu cred. În politică suntem pentru oameni, mi-mi place. Mi-mi place să fiu alături de oameni, să-i ascult, să-i înțeleg, să găsesc soluții, atât cât îmi permite legea. Și la inspectoratul școlar aveam sute de oameni care mă căutau, vă arăt telefonul, acum, în momentul ăsta, când dau dumneavoastră deschis, să citiți mesajele de la oameni. De ce ne-am consumat energia și timpul? Dar trebuie să recunoaște. Pentru a fi acolo. Nu, ești acolo pentru... Trebuie să recunoaște că ar fi o chestie interesantă. Să avem, de exemplu, să se aleagă candidat comun la primăria București, formă să spună de acolo și spune, hai să faci, dacă tot ne-am înțeles la București, politică, hai să vedem ce facem și o luăm de sus în jos. Pa, 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 și ajungem la Piatra Neamț. Și ajungem la Piatra Neamț, la județul Neamț, la Piatra Neamț. Da. Da, e posibilă și această variantă. Ar fi foarte interesant. Da, ar fi. Deci eu aștept cu nerăbdare un asemenea scenariu, să văd ce se întâmplă, dar, pe de altă parte, politica este o chestie care se face în echipă. Clar. În echipă. Și când se ajunge la asemenea scurt circuit, cum a fost între dumneavoastră și... Trebuie să cedezi, să ai puterea să cedezi. Acesta a fost și motivul demisiei mele. Eu nu vreau să ajung fix în situația domnului prefect Adrian Niță. În momentele de schimb de opinii între cei doi actori, Adrian Niță și Vasilică Harpa, se știe în cadrul organizației PSD că de nenumărate ori a vrut să-l schimbe din funcția de prefect. Eu nu am vrut să trăiesc acele timpuri, că inevitabil urma ridicarea sprijinului politic și numirea unui nou inspector școlar general. Eu nu vreau să creez haos în societate, să-și pună lumea fel și fel de întrebări, de ce am fost demisă, pe ce considerente, pentru că să știți că lumea de zi cu zi, oamenii, cetățenii, părinții, pentru că vorbim de foarte mulți părinți în momentul în care angajații din sistemul de învățământ, sunt foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut, pe care i-am sprijinit, alături de care am fost prezentă. Da? Să ne amintim că au fost sute de zile pe perioada mandatului meu în care eu ajungeam într-un colț de județ, poate la 90 de kilometri, că cea mai îndepărtată comună este Borca, și ajungeam la ora 8 fără 5, 8 fără 10 și mai rămâneam în mașină încă 10-15 minute să intre lumea într-un confort în unitatea de învățământ, să nu intru peste oameni. Și nu am fost niciodată să controlez, nu am fost niciodată să-i cert, ci să găsesc soluții. Dacă nu am avut soluțiile la îndemână, fondurile necesare, am mers la primarii din comunitățile respective. Și să știți că foarte... Fără culoarea politică. Fără culoarea politică. Mi-au scris foarte mulți primari și le mulțumesc pe această cale și PNL și PSD. Să știți că am rămas plăcut, impresionat. Asta înseamnă că, și cum vă spuneam de soluții, știți prea bine că acolo unde poate comunitatea locală nu a avut fondurile necesare să rezolve o situație, am apelat la ONG-uri, la oameni de afaceri. Am văzut și scris ceva la Greenpeace și ați mai avut. Bineînțeles, vorbim de mii de euro, mii de fonduri multe venite prin toate sursele de finanțare. Nu am fost un inspector școlar nici incomod, nici care să spună nu poate sau nu vrea. Eu cred că mi-am făcut treaba cu responsabilitate. Ce vă reproșați în activitatea politică dusă în PSD? Nu-mi reproșez nimic. Atunci ce regretați? Ce regret? Nu cred că am regrete. Toate acțiunile mele politice au fost asumate. E bine că stabilim în această emisiune clar lucrurile,
despre activitatea politică în cadrul unui partid politic unde toată lumea de la președinte în jos trebuie să respecte statutul și activitatea mea de consilier local sub jurământ și sub codul administrativ. Eu cred că de aici a izbucnit nemulțumirea domnului Harpa și confundă viața de partid cu viața alesului local. Și culmea ar trebui să știe, pentru că păstorește un oate de atâta vreme. E un interes comun a grupului stabilit tocmai pentru cetățeni pe anumite proiecte, dar e alta. Eu mi-aduc aminte când erați șefa grupului PSD, da. Și la un moment dat ați avut reacții chiar virulente. Da. Deci împotriva actualei administrații locale pe niște chestiuni și am punctuale. Să fac mereu, să știți. Am să fac mereu. Și mereu, dacă am să am un punct de vedere diferit, eu cred că se poate așeza la o masă și discuta și ați exprima opinia nu înseamnă un abuz. Ați exprima opinia înseamnă că îți pasă de lumea din jur. Ce vă reproșați în activitatea de la inspectorat? Nu, la fel nu am regrete. Chiar nimica? Nu, chiar nu. Am atras mii de fonduri, am trasat o direcție clară, deschisă, transparentă, proiecte, programe. Nu am regrete. Deloc? Nu. Doar mulțumiri pentru toate cadrele didactice, pentru elevi, pentru părinți, pentru colegii mei directori de unități de învățământ, pentru colegii mei din inspectoratul școlar. Doar mulțumiri. Nu a fost munca mea, nu mă asum, a fost munca întregului colectiv de oameni, de la femeia de servici până la managerul de unitate de învățământ. Despre elevi, bunici, părinți, toate categoriile. A fost munca noastră a tuturor. Gândiți-vă că o mamă care dimineața își sărută copilul pe creștet când pleacă dimineața spre unitatea de învățământ, devine automat partener, numai prin faptul că își prinde copilul în brațe și îl trimite cu o energie și cu o stimă de sine ridicată la unitatea de învățământ. Avem nevoie de oameni pentru a face lucruri mari pentru oameni. Eu mă simt un pic într-o stare foarte confortabilă din cauza problemelor cu sunetul. O să facem așa. O să încheiem emisiunea acum. Ia, să vedem dacă înregistrarea are aceeași problemă, dar vom face o altă emisiune după ce terminăm chestia asta, că nu mă simt deloc confortabil. Cu drag, da. S-a și văzut, cred că nu sunt foarte confortabil în emisiunea asta. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și revenim, nu știu de ce am eu senzația că vom avea subiecte de discutat în perioada următoare, pentru că până la urmă trebuie să vă hotărăsc în ce direcție mergeți foarte repede. Cu siguranță, cât de repede o să mă hotărăsc, cât de repede o să mă hotărăsc încotro voi merge. Sunt în situația în care trebuie să văd unde anume pot să-mi implementez proiectele cel mai bine. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc. Ne cerem scuze la un moment dat pentru această problemă. Nu s-a mai întâmplat de mult pe înregistrarea din studio. Se pare că lucrurile merg bine. E undeva pe legătura pe Facebook, ori o legătură, ori un microfon. Vedem despre ce este vorba și promitem să rezolvăm cât mai repede. Mulțumesc, scuze încă.